Accident teribil în România. O familie de moldoveni și-a găsit sfârșitul sub roțile unui camion după ce mașina în care se afla a intrat în tir. Printre decedați este și fiica de 6 ani a soților. Singurul supraviețuitor este fiul lor de 10 ani care a scăpat ca prin minune și se află acum la spital. Nenorocirea s-a produs lângă orașul Huiedin, în timp ce mașina cu familia de moldoveni, inclusiv doi minori, se ducea spre Cluj-Napoca, scrie presa de peste Prut. La un moment dat, automobilul a intrat violent într-un camion care circula pe sensul opus. Automobilul în care se aflau cei patru au fost făcut zob, iar lucrurile victimilor au zburat pe o rază de câțiva metri. În urma impactului puternic, bărbatul de 28 de ani și soția lui de 29 au decedat pe loc. Lângă mașină au fost găsiți cei doi copii ai cuplului, o copilă de 6 ani moartă și băiețelul de 10 ani, care a scăpat ca prin minune cu viață. El era conștient și a fost transportat de urgență la spital. Autoritățile noastre nu cunosc mai multe detalii despre accident. Nu se scrie nimic nici despre șoferul de tir. Totodată, Ambasada Moldovei la București a anunțat că se află în contact cu autoritățile române pentru a afla cauzele producerii tragediei, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.